mesaj de ultim moment de la Cotroceni, ce a transmis presubliniere dintele Klaus Iohannis în Sunta Mare. Presubliniere dintele Klaus Iohannis a transmis Sunte un mesaj cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor, subliniind ce este important să înțelegem care sunt tradițiile, valorile, aspirațiile sublinierei nevoile comunicilor rome, pentru a identifica cele soluții care contribuie concret la incluziunea socială a membrilor minoritcii rome, prezervând, în acela sublinierei timp, identitatea lor culturală. De Ziua Internațională a Romilor, transmit gândurile mele bune cetățenilor de etnie roma din cara noastră. Ca în fiecare an, 8 aprilie constituie sublinierei un prilej potrivit de a readuce în atenția publică problemele cu care se confruntă una dintre cele mai numeroase minoritci etnice din Europa, care este încă expus diverselor forme de excludere socială sublinierei de marginalizare. Este important să înțelegem care sunt tradițiile, valorile, aspirațiile sublinierei nevoile comunicilor rome, pentru a identifica cele soluții care contribuie concret la incluziunea socială a membrilor minoritcii rome, prezervând, în acela sublinierei timp, identitatea lor culturală, precizează subliniere-ful statului în mesaj. Iohannis spune că în anul centenarului României trebuie să evidenciem contribuția cetățenilor de etnie roma la istoria sublinierei diversitatea societății noastre. Suntem, în acea sublinierei măsuri, datori să sprijinim această minoritate în rolul pe care îl joacă în consolidarea țării noastre ca un spațiu al coeziunii sociale sublinierei al solidarității în jurul marilor proiecte naționale, construite pe valorile toleranței sublinierei respectului reciproc, încheie Klaus Iohannis mesajul. Sărbătorit, an de an, de cetre romii de pretutindeni, la data de 8 aprilie, Ziua Internațională a Romilor este organizat cu scopul de a promova valorile culturale ale acestei comunități, dar sublinierei de a semnala, totodată, problemele cu care se confruntă.